Hei, bine ați revenit la o nouă rubrică Eu cu mine. Eu sunt Antonia și ghiciți ce? Ea este Antonia! Unde mă uit? Ok, Antonia! Hei, ce faci? Bine, măi, fetiță, tu? Sunt ok, nu vorbesc cu fetiță. Hai, dar ce docilară ești! Păi sunt și eu așa, prezentabilă, nu cu șosetele astea. Care... E vară! Păi e vară, ce cauți cu șosetele până la genunchi? Până la genunchi? Aproape până la genunchi. Începem? Începem! Ok, ai telefonul la tine? Așa. Pentru că vreau să-mi arăți ultimul mesaj pe care l-ai primit pe Instagram. De pe Instagram? Te rog. Nu știu că e ceva interesant, sper să nu fiu din asta. A, uite. Poți să zici. A, Ina. Ultimul mesaj a fost între mine și Ina. Nu pot să vă spun ce, glumesc. M-a întrebat de machiaj, dacă îmi place machiaj. Bun, o salutăm pe Ina. Și arată-mi, te rog, ultima poză din telefon. Mamă, stai că mi-e frică puțin. Vezi că nu trebuie să o cauți. A, nu, e un bumerang cu mine. A, ok. Deci e safe. Mă așteptam la mai rău. Nu, că dacă mergi... 1, 2, 3. 5 poze înainte, nu e ok. M-am făcut curioși. Ok. Spune-mi, te rog, ai putea să reziști o zi fără telefonul mobil? Nu. N-aș putea rezista niciodată. Pentru că eu stau foarte mult pe telefon. Da. Te uitai în telefon. Vezi, mă uitam la telefon. E ok. După cum știi, stau pe telefon pentru că așa este oricum. Mă implică meseria noastră. Și a ta, până la urmă. Oi fi o mai serioasă cu ochelari, dar totuși. Nu, lasă, haide că ești drăguță. Și tu. Dacă ai putea pentru o zi, ai alege să mergi în trecut sau în viitor? Pentru o zi. În trecut, cred. De ce? Aș vrea să fiu iarăși mică, să ies cu prietenii mei, să mă joc. Mi-amintesc așa, gen ce sentiment aveam când mă jucam prin curte cu prietenii mei. Așa, am simțit o libertate și mi-e dor. Ah, ce drăguț! Dacă banii și cariera nu ar fi o problemă, unde în lume ți-ar plăcea să locuiești? În America. Adică să ne întoarcem acolo. Da, aș întoarce în America pentru că... Păi da, în America sunt de toate. Cred că avem tendința să spunem o insulă sau ceva, dar hai să fim serioși, cred că ne-am plictisit după puțin timp. Da, sunt de acord. Văd că postez mult atât din studio cât și din casă cu copiii. Cum reușești să împaci atât de bine ambele planuri? Păi când am eu treabă, pun anunț și dau copii la închirier. Nu. Îmi fac programul astfel încât am timp de toate, puțin din toate. Evident că îmi doresc să stau cu familia mai mult și așa îmi pun treaba în funcție de când sunt ei la grădiniță. Când sunt copiii la grădiniță, eu mă duc la studio sau îmi fac, nu știu, la ședințe foto, dar la asta chiar n-am control când am ședințe foto sau filmări, știi? Deci mai sunt și zile când apelăm la ajutor, evident. Fără ajutor nu trebuie să ne facem treaba. Dar ce părere au când o văd pe mami la televizor? Sunt fericiți? Sunt fericiți, sunt încântați, îți dai seama. Dansează acolo, mami! Să trecem mai departe. Spune-mi o amintire din copilăria ta din state. O amintire? Te doare capul, Antonia? Te gândești și tu, nu? Mă doare puțin, dar hai mai repede. Mi-amintesc. Bine, asta nu e vreo amintire foarte drăguță, dar eram la școală. Împingeam pe prietena mea pe leagăn și mi-a venit leagănul ăla înapoi. Buf, mi-a spart buza. M-am început să plâng, m-am dus la doctorița de școală sau cum se cheamă și a venit mama să mă ia. Și am fost fericită că am plecat de la școală și n-am mai trebuit să continui programul, sincer, dar... Nu, glumesc. A fost aiurea. Ai pățit ceva la dinte? Dinții au fost ok, da, wow. Dar mi-am tăiat buza, cred, cu dinții, știi, wow. Că mi-a dat... Măi, ești o năzdrăvancă. Very. It hurt. Spune-mi, te rog, ce ai face dacă ai afla că e ultima ta zi pe pământ. Ce întrebare. Aș lua copii și pe Alex și toți trei copii, apropo. Ok. Așa? Și m-aș duce pe o insulă și aș mânca foarte mult. Mult, rău de tot. Toate prostiile din lume. Ok, dacă zici tu. Dacă ai putea să faci o singură ilegalitate, fără să fii prinsă, care ar fi aceea? Să fur bani, mulți bani din bancă direct. Da. Ok. Da, aș ascunde undeva unde, nu știu. Nu pot să vă spun. Sună bine. Și ce facem cu bani? E, multe. Călătorim prin lume. Cred că e complicat să stai într-o casă cu un bărbat care face atât de mult sport și tu să nu faci. Cum? Cum ai reușit să începi?
Da, ar fi lame rău să nu fac sport. Mă ajută foarte mult, în primul rând, prin el mi-am dezvoltat această pasiune. Și în al doilea rând m-a motivat și faptul că am 3 copii. Mi-am zis să-mi dau un challenge singură, să zic, să văd dacă îmi iese, să fiu în formă. Adică mă simt foarte bine, în primul rând, și psihic, clar, mă ajută foarte mult și mă simt foarte bine spre mine și aceasta este a doua pasiunea mea, sport. Există ceva ce ți-ai dorit mereu să faci, dar nu ai avut curaj? Există, dar am făcut-o deja. Ce anume? Un sărit cu parașuta. Ok. Și cum ți s-a părut? Genial. Ai mai face o dată? Da. Tare. Și mie mi-a plăcut super mult. Păi bine, mi-a făcut o plăcere să stăm de vorbă. Eu sunt Antonia, ea este Antonia. Until next time, vă pupăm!